Să-mi ajung la emisiune că m-a oprit organul pe starea de urgență. Așa. Deci eu eram pe la Unirii. Veneam spre Încoace. Și multe mașini de poliție, cam fiecare seară. Știi că pe mine mă opresc cam de două ori pe zi, pe seară. Și sare un organ, sare un polițist, practic sare. Din mașina lor, din fața mașinii lor, sare, înțelegi? Da. Și o să mă oprească, știi? Pac, șt, opa. Op, fac frumos. Adică, deci când sare unul, tu mergi totuși noapte și mergi cu 60-65 la oră, adică ești un viteză uman, să zicem, da? Și sare unul și îți face semn. Bun, hop, tragi frumos de volan și oprești mașina, nu? Pe loc, bun. Vine, poc, actele. Ok. Deschid luminile la plafonieră, dau geamul jos, atât. Pun buletinul, legitimația de serviciu, declarația de la Antena 3. Lângă el era și un jandarm sau un militar sau ce era care ținea lanterna să vadă pe geam treburile. Știi? Bun. Să uită, să uită, să uită, să uită. Ce? Bun. Buletinul talon. Permisul talon. Dai seama că ce e la mine în mașină, că am și declarația de la radio. Bun, în sfârșit, foarte important, eram cu mașina lui tata. Adică o mașină veche. Da, nu, o mașină veche. Un tractoril, așa. Bun. Uite, iau eu că permisul îi pun pe geam, să uită. Știi că permisul e și mic în România, ca dracu, să și să uită. Ok. Talonul. Pac, pun talonul. Zice. Să văd inspecția tehnică periodică. Iarăt. Deci întoarceți talonul să că nu se vede bine. Și zice, vedeți că aveți o chitanță, dați-o așa că nu se vede bine. Stau, scot chitanța din talon, pun din nou, cade talonul pe jos, pe mașină, iau talonul, să pun pe geam, să, bun, să uită, zice, da. Zice, da, mai departe, asigurarea civilă obligatorie. Bun, eu zic, bun. Zic, ăștia vor să mă facă, pentru că nu. Asta era o harneală, adică, pe bune. N-ai treabă serioasă, cum ar fi, nu știu, de exemplu, să-l prinzi pe Dincă, atunci când sună Alexandra la 112, de exemplu, zic și eu, știi? Bun, mă uit. Pa aia, zic, unde o fi pus tata asigurarea, îți dai seama, mă uit în torpedă, dar era un tip organizat așa. Era o mapă, scot din mapă, scot din alea, inclusiv aia, inspecția tehnică periodică, știi, țidula aia mare de ți-o dă cu ștampilă, nu numai aia de... Bun, scot, nu știu ce, asigurarea, ok, zic, eu pun pe geamul ăla, ce e expirată. Bun, eu deja zai să începeam să mă enervez, știi? Și zic, bun, zic, cum, ce scrie la lege? Zice, trebuie să vă luăm numerele și talon. Zic, perfect. Eu, adică, ce sunt? Bă, așa e legea? Păi, zic, nicio problemă, luați-le. Îți dai seama, deja ziceam să-l sun pe Călin să vină să-mi ia de la Unirii, că îți dai seama, îndura pe mine în cot, crede-mă, mașina aia, le-o lăsa în lor. Adică, las, țin-o tu, nu te mai deranja, înțelegi ce spun? Las că mi-au mâine, mă duc mâine și în orice showroom și mi-au orice mașină mâine. Deci nicio problemă. Bun. Nu i-am zis asta, eu spuneam doar, adică el mi-a zis, ce zice, păi zice, trebuie să vă luăm numerele, zice, și talon. Bine, zic, ce să zic, nu? Bine, zic, ok, și să sun pe cineva să mă ia. Păi zice, totuși, zice, mai încercați. Zic, să încerc ce? Zice, nu știu, să găsiți asigurarea. Bine, zic, eu să fiu rezonabil cu organul. Zic, bine, mă uit dracu pe-n torpedo, mă uit, îți dai seama, pornesc lanterna la telefon, mă uit în hârtiile alea, că îți dai seama ce-i pe acolo pe ăla, că am și eu 40.000 de hârtii de alea pe proprie răspundere. Zic, dracu, fi căzut pe-ntre astea, știi? Că le-am unele alea folosite, le arunc în dreapta și salubrizez și o dată la 3 zile, știi? Nu. Mă uit pe acolo, zic, dracu, fi căzut pe aici, nu o găseam, zic, bun, zic, doamne, n-am, zic, nu știu, nu s-a pe bune, zic, n-am, dacă asta scrie la lege, gata, scrie la lege, bun, ok. Ce, care e treaba? Păi zice, mașina dumneavoastră? Nu, zic, nu, talon, uite, talon, nu. Și zice, păi, sunați proprietarul. Și zic, doamne, proprietarul are peste 70 de ani, la ora asta doarme, nu, zic, nu te zic pe proprietar, zic, e tata, nu, ce, dar totuși, vă rog, insist. Bă, am stat așa un pic să, deci credem la o fracțiune secundă, am fost să zic, bă, dar nu vreau. Hai, doamne, ce-mi faci? Nu vreau. Fă-mă să-l sun pe tata. Fă-mă tu să-l sun pe taică, dacă nu vrea mușchiul meu. Și zic, bun, hai, zic, totuși, zic să nu-ți ia badea un nenorocit, îți dai seama, care statul de drept, UE, NATO, căcat. Zic, sunt pe tata, îți dai seama, tata să sperie, normal, adică nu, îți dai seama, mă sună tâmpitul la o oră la care nu are ce să mă sune. Zic, tată, zic, știi unde e asigurarea civilă obligatorie? Păi zice, în torpedo, tată, zic, nu e în torpedo.
Zic, sigur ai făcut-o? Tată zice, sigur am făcut-o. Și dacă nu e în torpedo, te-ai uitat în parasolar, da, tată, m-am uitat. În sfârșit, deci discut, zice, stai să o caut. Bun. Mai stau 10 minute, zice, hai că te sun eu înapoi, stai că cred că i-am pus-o eu, nu știu ce dulap, dar am făcut curat, că maică ta. Bun. Îți dai seama, discuții de oameni la ora 12 noapte, da, zic, bun, bine tot. Zic, sună-mă tu înapoi, stau 10 minute, opresc motorul, închid geamul la loc, stau 10 minute, mă uit dracului, zic, bă, nene, mă mai uit pe mașină, mă mai uit pe picolo, pe dracul, nu mai zic, caut, zic, dă-o dracul, zic, să ia dracul, numerele talon, mă doare în cot. Bun. Vine ăla, zice, ați rezolvat ceva, domnule, zic, o caut. Și că acum, dacă ați insistat, ce să facem? Bine, zice el, și plec. Pe ducea la mașina parcată mai încolo, știi, aia de poliție, știi, se ducea la, mai vorbea cu unii din mașină, știi, bă. Mă sună tata, zice, tată, n-am găsit-o, dar s-a întâmplat ceva, zic, nu, tată, nu s-a întâmplat nimic, stai liniștit, culcă-te la loc. Nu, nu, că dacă e ceva, tată, zic, calmează-te, culcă-te la loc, zic, crede-mă, nu s-a întâmplat nimic, ascultă-mă pe mine, stai liniștit. Bun. Dau, vine la zi. Nu i-am mai zis nimic. Știi, am dat, ți-am dat ție mesaj. Bă, zic, vezi că mă reține miliția sau ceva, zic, n-ajung la pasă. Îl sun pe Călin, zic, bă, vino să mă iei de la Unirii. El tocmai ajunsese normal la așa. Zice, da, bun. Și vine ăla, zice, domne, zice, uitați care-i treaba, zice, vă rog să mergeți. Zice, aveți un avertisment verbal să nu se mai întâmple. Și zic, domne, zic, mă văd nevoie să insist eu acum. Zic, dacă așa scrie la lege, că n-am căcatul ăla de hârtie la mine. Bun, om, asta e, zic, ce se întâmplă? Zic, nu știu, mă arestați, dacă e bine, mă arestați, că ce să spun, oricum dacă mă infectez cu carcalac, mă arestează ăia la cort, la... Bine, zic, care-i treaba? N-am la mine asigurarea lui Pește. Zic, bine, asta e. Zic, nu, insist, zic, vă rog să aplicăm legea, luați numerele și ce-a zis că scrie lege, că n-am citit legea, mă doare în cot. Zice, nu, nu, zice, un avertisment real, zice, verbal, zice, vă rog să părăsiți incinta. Mă rog, locul, sau cum a zis el, perimetru, zic, doamne, părăsesc perimetru, zic, bun. Ok, și el zice, și când opriți mașina, mai întâi semnalizați. Deci tu ai înțeles că el a făcut circul ăsta, de fapt, sau așa se deducea, sau n-am înțeles ce se deducea, dar spun ce mi-a zis. Adică nu am semnalizat când am oprit mașina, ai înțeles ce spun? Adică când opresc mașina, mai întâi semnalizez. M-ai înțeles? Deci, sunt într-atât de uluit deci încât ăla, nu mai știu ce să zic. Deci tu înțelegi că ăla a plonjat în fața mașinii mele și eu n-am mai stat. Adică am zis, bă, să nu dau peste organ. M-am gândit eu, zic, bă, să nu dau cu mașina. Dă-i seama, da, bate cu mașina peste un polițist. Nu-ți dai seama, Berbeceanu, Godină, NATO, Werner, SRI-ul, nu știu, mama lui tata, lui, înțelegi? Lui Dicot, lui Piticot, lui toți, mulți ăștia. Zic, bă, frate, am trăit și eu de volan și am pus frână, mai da semnal mai întâi. Mă, cred că trebuia să merg și vreo 100 de metri înainte, cred să, Și zic, dom'le, zic, stai așa, zic, m-am oprit când a sărit în mașină. Zic, dacă mai dădeam și semnal, vă depășeam. Zic, am zis să opresc aici, să, lângă mașina noastră. Bun, deci... Trebuie să ne oprim. Normal că trebuie